Placa funerară de pe mormântul marelui savant român Victor Babeș a fost spartă. Lăcașul de vești se află în curtea Institutului Cantacuzino din București. Informația a fost făcută publică de jurnalista Emanuela Sveninger pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și fotografia în care se vede placa de marmură spartă, iar în jur câteva mormane de pământ. Jurnalista a mai precizat că Ministerul Apărării, cel care a preluat institutul și care vrea să-l redeschidă în perioada următoare, a promis că se vor face reparații. Victor Babeș a fost un bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din 1893. În colaborare cu Victor Andrei Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie.